În episodul de astăzi de Minecraft Hardcore 100 de zile în deșert, vreau să mergem să batem dragonul cu full fier. Frățiorii mei, suntem la episodul cu numărul 3 din seria de 100 de zile în deșert pe Minecraft Hardcore, iar astăzi vreau să batem dragonul. Off camera am făcut eu rost de Ender Pearl-uri, episodul anterior am fost în Nether, știți foarte bine, am făcut eu acum rost de Ender Pearl-uri, avem Eye of Ender, avem arcul, 30 de săgeți cam puține, dar merge, multe paturi și multe poțiuni. Astăzi vreau să batem dragonul și vreau să fiu sigur că-l bat, așa că nu mai stăm pe gânduri, nu mai stăm la vorbit și la pălă vrăgeală, vreau să mergem în End, să căutăm End City-uri, să facem rost de șulcăre, dar cel mai important, vreau să bat dragonul. Păi chat, mie mi-arată nebunile astea că pe aici ar fi. Uite, ochiul meu, gen, aici mi-arată că ar fi. Acum, nu știu dacă e aici sau nu, cert este că eu o să încep să sparg pe aici, a venit și noaptea. Spargem pe aici și vedem unde ajungem. Ar trebui să sparg câte două blocuri, să fac ceva de genul ăsta și să nu faceți ce fac eu acum. Eu în ghid v-am învățat să vă luați pickex cu voi. Ei bine, eu m-am culcat pe ureche și am zis că lasă bă, că nu mai îmi trebuie mie pickex. În orice caz o să am cobblestone cu mine, dacă chiar e ceva o să-mi pot să fac pickex de cobblestone, dar să nu vă culcați pe ureche cum am culcat eu acum. Bine, cei drept, aici nu suntem pe ghid, suntem pe Minecraft Hardcore pe seria mea și fac puțin lucrurile extrem, că vreau să bat dragonul cu paturi și mă și grăbesc, adică nu că mă grăbesc, bine, Colpir mi-a zis că mă grăbesc să bat dragonul, de-a zis că vreau itemele de diamant, așa că da, cumva mă și grăbesc să bat dragonașul ăsta, pentru că nu era ceva necesar să fac asta acum, să bat dragonul. Mai puteam aștepta destul de multicel ca să fac asta, nu era ceva ce voiam neapărat. Adică e ceva ce voiam, dar nu era o necesitate să fac asta. Dar eu am zis că, bă, eu vreau să fac asta și atunci, na, am făcut asta. Și, de fapt, facem asta acum, vreau să bat dragonul și să sper că o să-l bat și să nu mor. Asta ar fi destul de urât, gen, să mor neajungând la dragon, practic. Dar nu cred, eu zic că o să-l bate. Mamă, dar trebuie să mă duc până la bedrock, că n-am ce să fac ca să aflu dacă e sau nu e aici stronghold-ul. La momentan văd că nu dau de nimic aici. Ok, am găsit. Am găsit stronghold-ul, băieți. Ei, spy, am găsit stronghold-ul, uite-l. Asta e, nu mi-am luat torțe cu mine, firar. Hai, încercăm să mergem așa un picuț, vreau să caut... De fapt, nici nu știu dacă o să fac o poză la coordonate, nici nu știu dacă găsesc biblioteca. Problema e că nici n-aș lua acum nimic dacă mă întrebați pe mine. N-aș lua absolut nimic și o să vă spun și de ce, pentru că nu am spațiu, chat. Neavând spațiu, vă dați seama că nu am unde să stochez tot ce e în bibliotecă. Dar hai să căutăm portalul, să batem dragonul. Ne facem rost de iteme și după aceea vom sincroniza noi prin Nether portalul ăsta. Și să putem să venim aici să luăm tot ce avem nevoie. Dar primul pas, hai să găsim portalul, batem dragonul. Și după ce terminăm aventura asta la final de episod, vă promit eu că sincronizez portalele și că o să-l facem super, super șmecher. Până atunci, hai să văd pe unde pot eu să... Eu am găsit portalul. Am găsit portalul. Stai că trebuie să-l sparg. Ok, am găsit portalul ăsta nebun, care are și 3 ochiuri în el. Bă, mai sunt, bă, de ăștia. Se mai sparg? Nu se mai sparg, ok. Hai să facem așa. Chat, ultimul ochișor îl putem pune. L-am pus mâncavaș gura voastră și încă nu m-am dus. Dar o să mergem acum la dragon și să sperăm că n-o să murim. O să beau și o puțiune de slow falling de pe acum și să sperăm că n-o să murim. Ok, hai să intrăm în puii mei, în portalul ăsta și să batem și noi dragonul ăsta. Nebun de nebun dragonul ăsta. Oh my god, am căzut aici jos. N-am vrut să fac asta neapărat, dar hei. Mi-am pus pumpkinul ăsta pe cap pentru că... Bun, am spart unde ăsta. Mi-am pus pumpkinul pe cap pentru că nu vreau să mă atace nebunii ăștia. Oh my god, de ce nu pot să sparg eu ăla? Bro, nu se sparge ăla, ce se întâmplă? Mamă, sunt și de-astea înalte pe aici. Ok, l-am spart. Ok. L-am spart. Trebuie să aveți foarte mare grijă când dă nebunul ăsta cu chestiuțe de-alea. Ok, am spart și ăsta. Mai sunt multe de astea de spart. Eu nu am săgeți, dar n-am foarte multe săgeți. Nu o să-mi rămână săgeți să-l bat pe el, dar măcar să distrug astea. Da, cu săgeți aici, unde trebuie să sparg eu asta, gen. Am spart și asta. Mai avem una mare acolo. Bun, astea care sunt foarte sus, va trebui să mă sui eu cu... Să mă sui cu blocuri ca să le distrug. Cel mai probabil. Care mai e? Mai e aia? Am fire resistance, ceea ce e bine. Trebuie să sparg astea după ce sparg... A, gen, sigur că da, poți să gen vin mine și să dai în mine așa ca un țăran notoriu ce ești. Doamne, cât e de înalt ăsta. E bine că după aia pot să mă arunc de pe ele. Pentru că având slow falling o să pic eu așa încet
în pasiunea mea. Bun, și mai avem pe ăla de acolo și atât doar. Ăla e singurul care ne-a mai rămas. Ok. Au, 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 gata, viața mea. Și mai avem doar pe ăsta, după care putem să-l așteptăm liniștiți și să-l batem, gen. Ok, trebuie să stau cumva în lateralul lui. Nici nu știu cum m-aș putea să stau. Trebuie să stau cumva pe aici, gen. Oh my god, bine că îmi dă cu butoaie de-astea, gen, pe aici, super. Bun, o să încerc eu să mai fac pe aici o nebunie de-asta, așa, gen. Ok, și o să aștept să vină, nu trebuie să stau pe lângă paturi pe aici. Dar nu știu când mai vine, că acum văd că nu mai coboară, că nu mai are chef. Nu mai are chef, ai zis că eu nu, mai bossule, gata. Eu nu, baie că vine, 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 vine. Ok, i-am băgat un de la chat. I-am dat frumos un de la acolo. Ok. A zburat acum, dar mai are, nu mai are multă viață, mai are foarte puțină. Bun, stați așa un pic, să-mi fac eu pe aici terenul, gen. Coboară, hai să vedem. Wow, ok. Mi-a luat și mie foarte mult damage acum. Mi-a luat și mie extrem de mult damage, dar n-are nimic, avem mere. I-aș pune și ult... Ok, n-a distrus pa... God. Este, băi. Mamă, patul salvator, 3 inimi în cavaș gura voastră. Patul salvator, să nebunesc. Patul meu de l-am pus acolo, salvatorul. Wow, dude, nu pot să cred. Am bătut dragonul, gen. Mi-a picat și capul de dragon. Nu pot să cred. Doamne, cât de tare. Ok, aparent am, deci am reușit să înțeleg, nu, gen? Asta trebuia să fac și am reușit să fac asta. Super șmecher, mă super, super, super bucur în momentul ăsta. Doar că n-am terminat, vreau să mă duc după Shulker și după Elytra, bineînțeles. Păi cum, păi cum, păi dar nu mă las eu chiar așa, chat. Nu mă las eu chiar așa, gen. Ok, super șmecher, băi. Super, super, super șmecher. Hai să mergem acum să căutăm Elytra. Pasul numero 2. Mergem și căutăm Elytra și o găsim și o luăm și suntem foarte fericiți și luăm și șurcăle dacă tot mergem după Elytra. Păi da cum? Prietenii mei, uitați, aici avem Ancient City-ul. Ok. Hai să vedem. Sper să nu mor acum prin Ancient City, pardon, nu prin Ancient City. Nu o să am treabă cu Endermenii, sper că am dat bine, ok. Nu o să am treabă cu Endermenii pentru că am pumpkin-ul ăsta pe cap, ceea ce mă ajută super, super mult. În schimb, cu nebunii ăștia la alții o să am o treabă, gen. Băi, super, super tare, ok. Avem Shulker share-urile astea de care eu am foarte mare nevoie în momentele astea ale mele tragice de, și disperate de avere și de avuții. Glumesc, bă, chat, avem... Mâncava-și gura voastră. Aici n-ai nicio șansă să-i bat pe ăștia. Aici trebuie să mă duc sus, gen. Să-i las să mă împingă sus. Că n-am ce să fac, gen. Ok, hai să mâncăm și noi un măr. Aici n-am ce să fac decât să-i las să mă împingă. Că n-am cu ce să-i bat, gen. Ok. Calmați-vă un pic. Oh my god. Mamă, vere. Hai că țin scutul ăsta un pic să nu mă mai lovească, gen. Oh my god, stai că mă duce mai sus. Băi, calmați-vă un pic, băi. Doamne, ferește. Trebuie să sărim pe astea pe aici un pic. Oh my god. Stai că nu mă așteptam la asta, gen. Wow, nu mă așteptam la asta. Au, nu mai da, poți să nu mai dai, gen. Reface pe șmecherul cu mine, gen. Ok, ce avem aici? Pantaloni buni, foarte buni. Oh my god. Bro, calmează-te puțin, gen. Ok, hai că am pus eu niște pantaloni cu protecție pe mine măcar. Măcar așa un pic. Nice. O să dureze foarte mult oricum. Probabil o să vă arăt doar momentele în care o să iau loot-ul. Pentru că aici la mine o să dureze foarte mult până când o să bat eu Shulker și o să iau de pe aici tot ce e de luat. Ok, super tare. O să dureze destul de mult cel chat, așa că o să vă arăt în momentul în care găsim cufere de luat, că așa n-are sens să stau să vă arăt cum bat eu Shulker, că e nasol, gen. E nasol rău. Nice. Hey. Ok. Pickaxe diamant cu mending. Din păcate doar atât, dar o să iau obsidianul ăsta să-mi fac eu acasă ender chest-uri dacă nu o să-mi pice de aici, gen.
Ok, două diamante, cărți of vanishing, lopată și sabie cu looting 3. Bun, tatis. Bun, avem buții ăștia de fier, chiar dacă sunt de fier sunt buni rău. Chiar dacă buții ăia sunt de fier sunt buni rău de tot gen. Ok, super, super, super. Avem 19 shulker shell-uri până acum. Și în curând o să mi se spargă al doilea scut. Deci ce, că nu mai e primul ăsta. E deja al doilea scut pe care o să-l distrug. Dar hei, suntem ok. Măcar avem shulker shell-uri gen. Am noroc că am prins armura asta bunicică și atunci nu mai e neapărat nevoie să... Oh my God, de ce m-am băgat eu aici? Nu înțeleg. De ce m-am băgat eu aici cu tine în asta? Nu înțeleg. Un nărod ăsta aici, nu pot să cred că m-a aruncat sus, ok. Aia e, avem diamante, chestii și o cască cu protecție. Bună casca asta. Pantalon cu mending. De ce au foarte mult, au Curse of Binding pe ele? Foarte multe nebunii de-astea au Curse of Binding. Ok, ăsta este ultimul cufăr care n-are mare lucru în el, dar măcar este ultimul cufăr. O să iau din nou astea de aici, stați un pic să mai îmi las eu din lucrușoare pe aici. O să iau și din nou și bucățile astea pentru că o să avem nevoie oricum pentru portal și o să vreau să-mi fac și eu un ender chest, mă rog, unul, mai multe ender chesturi, nici nu știu încă. Dar cert este că o să am nevoie aici, nu mă bag, că mă bag iar în gura leului. Dar da, acum trebuie să ajungem acolo, pe bărcuță sus. Let's go! Ok, chat, am ajuns aici sus. Oh my God, uite shulker-ul cum îmi sare în cap, ești nebun. Mamă, bradere! Ok, bun, forță, l-am bătut. Ce avem aici? Poțiuni de instant health, bun, și un brewing stand, o să-l iau și pe ăsta. Foarte nice și uite aici cum așteaptă elitruța mea, băi. Uite-o cum așteaptă ea pe mine, mâncau artata, sky the limit. Ok, ce avem aici? Sabie de diamant cu smite, fire protection și mending pe ăștia. Ok, 7 diamante și aici sabie de diamant cu looting 3, smite 5 și unbreaking 3. E mai bună decât asta de oameni. Bă, n-am găsit noi niște iteme foarte extravagante aici, dar pickaxe-ul ăsta cu mending este mai mult decât suți. Și mă rog, nici pantalonii nu sunt răi, nici chestplate-ul nu e rău cu ajustarea așa mică, buții ăștia sunt buni, avem și cască de diamant, deci overall o experiență 100% genial de bună. Acum, cred că e momentul să plecăm, nu mai știu eu din ce parte am venit, dar mă duc și eu pe aici și găsesc oricum am cordonat, ce-mi pasă, ne vedem acasă. Oh my God, am uitat să dau start la filmare, Jesus, mă rog, chat, am ajuns acasă, mi-a lăsat itemele, am plecat. Am plecat cu obsidian după mine, am ajuns în Nether pentru că aici vreau să sincronizăm portalele. Bun, deci noi trebuie să mergem la minus 147 cu 153. Acolo va trebui să facem portalul. Minus 147, trebuie să urcăm pe aici. Să ajungem, după care trebuie să o luăm într-o anumită parte ca să facem portalul. Hai să urcăm pe aici așa sus frumos, pac, țac. Și aici imediat o să ajungem la minus 147. Ok, și după care trebuie să luăm în care parte? În partea asta, nu? Da. Prefortress o să-mi dea 150. Ok, hai să luăm pe aici, zic atunci. Stați așa un pic să-mi fac eu aici o scară de asta așa. Bun, super. Și atunci încolo trebuie să o luăm noi și în spatele nostru, dacă mergem, trebuie să ieșim din muntele ăsta pe undeva. Nu știu exact pe unde, sincer. Bun, deci aici este ieșirea asta din munte și pe aici o să trebuiască noi să venim, ok. O să sap eu de-asta un pic mai mare așa, ca să se vadă că aici trebuie să ajungem mereu și să știm că aici o să fie portalul către end-ul normal, mă rog, către stronghold după aia, către end. Și acum trebuie să mai mergem pe aici încă 50 de blocuri. Nu e rău, mergi. Decent. Suntem în ziua 17 și avem dragonul bătut. Foarte tare, zic eu. Bun, fix în acest loc aici va veni portalul către Stronghold și mai precis către End. O să vină ceva de genul ăsta. O să iau eu astea de aici. Ok, am pus ăsta rău. N-are nimic, noroc că avem pickaxe-ul ăsta de diamant cu care ne putem descurca în situații de acest gen în care nu ne-am descurcat fără un pickaxe de diamant. Ok, spargem și astea și aici o să vină frumos portalul. Acum s-ar putea să nu fie sincronizat la maximum. S-ar putea să nu mă dea unde trebuie, tocmai de aia încă mai am încă 10 blocuri cu mine. Exact, m-a dat deasupra. Dar eu știu că aici, dacă o iau în jos, o să găsesc stronghold-ul.
Pentru că, ce să vedeți, știu zona, că pe aici am fost. Pe aici am trecut când am mers la Stronghold, așa că cunosc. Ok, aș vrea să mă lași un pic să sparg și o... Bun, super. Am spart portalul ăsta și acum ar trebui să coborăm la cel de jos. O să facem asta, o să mergem pe aici și o să încerc eu să cobor fix prin groapa pe unde am săpat eu în jos. Mai de asta așa că până la portal eu mai am de explorat pe aici. Eu am și uitat că... Am uitat legit că n-am luat biblioteca și toate alea, deci... Mai avem de explorat pe aici această biblioteca și ce mai e pe aici, că nu prea știu, sincer, să fiu cu voi. Mă rog, biblioteca și ceva cufere de mai sunt așa puse de la joc, din burta lui, că așa vrea jocul, gen. Ne mai dea și nouă câte un cufăr. Ok, hai să vedem cufărul ăsta ce are în el, gold și mere. Bun, nu e rău. Merge și goldul ăsta cu merele astea. Hai să o luăm pe aici acum. Ăsta nu l-am luat. Ok, fier, iron pickaxe, bun. Cred că o să mă duc la lumina aia de la în față, că pe aici oricum e înfundat. Aici ce avem? La lumina asta, ok, aici închis. Uite biblioteca! Da, mă, e bine. Forță, mă, chat, mă. Ia uite aici cufărul cu cărți. Cu cărțulii. Super șmecher. Era și mai bine dacă aveam un Ender Chest cu mine, dar mă rog. Hai că o să fac eu, o să menegerez eu cumva să iau tot de pe aici sau mă rog, tot. În mare parte am nevoie de multicele cărți momentan. Vreau să scot și stringul ăsta să nu mă încurce când sparg cărțile, că de aia și sparg acum. Nu vă gândiți că îmi trebuie mie string, că n-am ce să fac cu el. Bine, maxim lână, da? O să avem noi și fermă de lână, nu ne trebuie stringul ăsta neapărat. Vreau să nu mă încurce cât timp o să sparg eu cărți de pe aici. Oricum și dacă nu le iau pe toate acum cărțile, o să iau în principiu câte am nevoie să facem un enchantment table, ca să putem enchanta și noi lucruri. După care în viitor, dacă o să mai fie nevoie, vă dați seama că venim aici, pac, și luăm toate astea. Mă rog, cred că o să iau doar primul rând ăsta de aici de jos. Ar putea să-mi fie de ajuns. Hai să vedem totuși ce avem și în cufărul de sus, că ar trebui să mai avem un A-Armor de-asta. Un smithing template de-asta. Unde e, mă, cufărul? Uite-l aici. Da, într-adevăr, și un Fire Aspect 2. Bun, nu e rău. Nu e rău deloc. Ok. O să las eu pe aici ce nu am nevoie. Adică o mare parte din lucruri. Și o să iau cărțile de jos. După care, în viitor, dacă o să mai avem nevoie, mai avem și partea de sus de cărți, deci eu zic că suntem bine. Nu o să vă țin cât timp eu sparg cărțile astea de aici, o să revin cu voi direct când ajungem la portal ca să-l facem și să plecăm spre căsuța noastră. Oh my god, am găsit portalul, bun, super, super șmecher, chiar. Am găsit portalașul nostru. O să astup eu aici, pentru moment, o să fac așa. Portalul o să-l fac, nici nu știu. Aici, uite, îl proiectăm aici așa, ca capaca, și aici o să vină portalul nostru de Nether, care ne duce în End, practic. Ok, super, o să-l putem aprinde, stați așa să arunc eu astea de aici, ce nu am nevoie. Mai exact alea și cam atât, că armura asta de cai o păstrez, avem flintul la noi, îi dăm power la asta și în principiu sper să mă ducă sus acolo, ne-a făcut portalul, yes! Ia te bă, al naiba zombie! Unde e prăsării, bă, să moară Jana? Și o găină. N-am cu ce să o duc acasă, că jur că o duceam. Dar n-am cu ce să o duc acasă. Mă rog, nu mai am bucăți de lemn la mine. Nici nu-mi trebuie la o, adică că oricum știu unde se află nebunia asta. Și pot spune că am avut un episod cu foarte, foarte mult și foarte mare succes aici. Am avut un episod cu un succes extraordinar de mare. Am bătut dragonul și am făcut roșii de iteme de diamant. Și mai probabil în episodul următor o să ne ocupăm puțin și de enchanturile noastre, să le punem la punct. După care vom începe baza noastră, bază care pe harta mea de single player este gata și arată senzațional de bine și abia aștept să o vedeți și voi. Dar până atunci, oameni faini, până ajung eu acasă și nu mai am foarte mult, o să vă rog să lăsați un like la acest videoclip, un subscribe dacă v-a plăcut, un subscribe la canalul meu secundar dacă sunteți pasionați de FIFA. Eu am fost Dani, iar până data viitoare să ne auzim cu bine la următorul videoclip. Ciao, les!